Ce se întâmplă când obții ceea ce îți doreai și totuși nu te bucuri? Sunt Delia Pop, consilier intuitiv și ajut oamenii să-și lărgească perspectivele. Vă mulțumesc că mă urmăriți și bine ați revenit pe canalul meu. Ce putem face? Noi chiar am venit aici doar pentru a ne chinui să obținem chestii și să nu putem măcar să ne bucurăm de ele? Chiar am venit aici doar să ne chinuim? Prea mulți dintre noi ne confruntăm de prea multe ori în viață cu situația inversă, în care atunci când obținem ceea ce ne dorim, ajungem să nu ne putem bucura sau să nu ne mai putem bucura de acel lucru, de împlinirea acelei dorințe. Și ce este de făcut? Să ne împăcăm, pur și simplu, să ne resemnăm cu ideea că așa merg lucrurile pe planeta Pământ, în realitatea fizică în care trăim? Sau oare putem schimba ceva? Oare există în noi puterea, abilitatea, vibrația bucuriei de ceea ce am realizat și cumva putem da la o parte ceea ce blochează bucuria? Sentimentul de împlinire, de fericire legat de împlinirea dorinței. Le putem da la o parte, putem dărâma zidurile acestea și putem găsi bucuria. Ghizii mei mi-au dat câteva răspunsuri, pentru că am întrebat ghizii mei, ok, mi-a venit această idee să pun această problemă pe tapet, în fața celor care mă urmăresc pe canalul meu. Și totuși, ce le-aș putea spune? Ce mi-aș putea spune mie? Mie însă, pentru că și eu mă confrunt chiar acum în viața mea, din anumite aspecte, cu același lucru. Am observat că am obținut ceva ce îmi doream de mult și totuși mai mult nu mă bucur, mai mult sau de multe ori îmi creează chiar un adevărat disconfort ceea ce am obținut, în loc să mă bucur, să fiu într-o continuă stare de fericire, veselie și bucurie, având ceea ce am și obținând ceea ce mi-am dorit. I-am întrebat, ce le pot spune? Ce îmi pot spune mie legat de această stare contradictorie? Sună absurd. Cum să obții ceea ce îți dorești? În sfârșit să ai ceea ce îți doreai și să nu te bucuri. Ba chiar pe alocuri să-ți creeze și disconfort. Supărări chiar. Și atunci, ghizii mei m-au întrebat ce blochează bucuria. Cineva dă cu aspiratorul, dacă se aude pe cameră, pentru că știu că sistemul audio este foarte, foarte fin la această cameră cu care înregistrez clipurile mele. Dacă se aude, îmi cer scuze pentru zgomotul hârșitor, dar una dintre vecinele mele tocmai dă cu aspiratorul și să o aplaudăm. Să revenim la ceea ce mi-au transmis ghizii.
A fost foarte interesant pentru că, așa cum m-am obișnuit deja din partea lor, de multe ori îmi răspund cu o întrebare. La întrebările mele îmi răspund cu alte întrebări. Dar sunt întrebări care mă ajută să descopăr lucruri la care poate nu m-aș fi gândit sau, în orice caz, nu m-aș fi gândit în momentul acela referitor sau ca răspuns la întrebările mele, la preocuparea mea. Și mi-am răspuns cu întrebarea: ce blochează bucuria? Ce îți blochează bucuria? Care este acel lucru care îți creează disconfort? Un disconfort îndeajuns de mare încât nu te bucuri. Ce te neliniștește? Ce îți lipsește? Pentru că, da, este posibil să ai ce ți-ai dorit și totuși încă să-ți lipsească ceva. Poate ceva din ce ți-ai dorit sau să lipsească altceva în viața ta care creează un vid îndeajuns de mare, în stare să împiedice bucuria pentru golul pe care l-a umplut ceea ce ai obținut. Ce îți blochează bucuria? Ce te neliniștește? Există ceva de care te temi? Există cumva teama de a pierde ceea ce ai obținut? Există cumva o diferență între ceea ce ți-ai dorit și ceea ce ai obținut? Poate că nu este foarte mare, însă nu te așteptai să existe o diferență. Te așteptai ca atunci când obții ceea ce ți-ai dorit, să arate așa cum ți-ai dorit tu. Să fie așa cum ți-ai dorit tu. Și poate că este puțin diferit. În ce mod este diferit? Modul în care este diferit îți declanșează neliniști, îți declanșează disconfort, îți împiedică bucuria. Sunt întrebări care m-au ajutat foarte mult și mă ajută în continuare să lucrez eu însă cu această situație de viață pe care am materializat-o în prezent. O situație în care ar trebui să mă bucur, să fiu absolut într-o stare de continuu extaz, având ceea ce mi-am dorit de mult. Și totuși, de multe ori, mă simt fix invers. Sau mai degrabă invers decât bucuroasă, fericită, împlinită. Mă ajută foarte mult aceste întrebări și cu siguranță senzația mea puternică este că atunci când veți reflecta puțin asupra lor și veți căuta în profunzimile sufletului și, hai să le numim, înălțimile intuiției voastre, răspunsurile care vin atunci când vă puneți aceste întrebări, vă vor declanșa o mai bună stare de înțelegere
a ceea ce se întâmplă. Și atunci când reușim să înțelegem care este problema, așa cum prea frumos a spus Einstein, că pentru orice problemă există o soluție, altfel nu ar exista problema. Atunci când înțelegem care este problema, cu siguranță suntem foarte aproape și de răspuns. Cu aceste gânduri și întrebări în minte, vă propun să deschidem la întâmplare, așa cum v-am obișnuit și cum am observat că vă place foarte mult, vă creează o stare de bine de fiecare dată. Când deschid la întâmplare cartea Învățături zilnice de Rhonda Byrne, pentru mesajul intuitiv al zilei. Vă propun să ne relaxăm puțin, să ne gândim la dorința noastră, poate la dorința noastră care încă nu s-a împlinit, sau poate la o dorință noastră care s-a împlinit, dar nu ne putem bucura de ea, de împlinirea ei, să ne gândim la ce simțim noi să ne gândim și să transmitem o intenție pentru acest mesaj. Ce ne dorim? Cum ne dorim ca acest mesaj să ne ajute? Am simțit să deschid aici la pagina 1, 2, 4. 1, 2, 4. Tu ai puterea de a transforma tot ceea ce este negativ în ceva pozitiv. Dar nu vei putea face acest lucru dacă te vei opune schimbării. Rezistența împotriva schimbării echivalează cu alegerea căii negative. Procedând astfel, tu te focalizezi asupra aspectelor negative, fapt care va atrage în viața ta noi și noi dureri și suferințe. Pentru a transforma o situație negativă într-una pozitivă, începe prin a căuta aspectele pozitive în situația care există deja. Orice circumstanță ascunde un aspect pozitiv. Dacă vei căuta aceste aspecte pozitive, legea atracției va face totul pentru a-ți prezenta noi și noi asemenea aspecte. În plus, cere ca această schimbare să îți aducă numai lucruri bune și crede în inima ta că așa va fi. Asta înseamnă să optezi pentru calea pozitivă. Pentru a transforma o situație negativă într-una pozitivă, începe prin a căuta aspectele pozitive în situația care există deja. Și mi-amintesc că prima din întrebările ghizilor era: ce împiedică bucuria? Adică nu cumva te uiți puțin cam mult asupra aspectelor negative din situația dată, în loc să îți amintești, să-ți enumeri și să-ți repeți cât poți de mult și să-ți reiterezi, înseamnă același lucru cu a repeta, dar nu contează, să accentuăm ideea repetării aspectelor pozitive
din ceea ce ți-ai dorit și ai obținut. Sau din ceea ce îți dorești și încă nu ai obținut, pentru că pe undeva cumva, dintr-o teamă știută sau neștiută, conștientizată sau neconștientizată încă, blochezi schimbarea, acea schimbare pozitivă pe care o cauți, către care te simți atras, dar pe care încă nu o atragi în viața ta. Wow! Extraordinar mesajul de astăzi și conține o întreagă suită de răspunsuri la întrebarea pe care am notat-o, sau gândul pe care l-am notat și aici pe tablă. Când ai ce ți-ai dorit și totuși nu te bucuri. De ce? De ce se întâmplă acest lucru? Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă îmbrățișez cu mult, mult drag pe toți, vă transmit energie pozitivă și energia bucuriei, bucuriei de a vă simți fericiți cu ceea ce ați obținut deja și de a vă simți fericiți atunci când veți obține ceea ce vă doriți acum. Și dacă vă plac clipurile mele, vă reamintesc, ajută foarte mult să oferiți aprecierea voastră apăsând butonul like. Și desigur, dacă aveți prieteni care sau cunoștințe care credeți că ar putea să beneficieze în vreun fel de informațiile conținute în postările mele, apăsați și butonul distribuie pentru a împărtăși și cu prietenii voștri aceste clipuri. Vă mulțumesc!